Da, scopul se va rezolva, important de care vor la ședința de astăzi, nu? Da, desfășurăm. Nu este un proiect extraordinar, de greu sau nu știu, de importanță, dar este un... Este un proiect de hotărâre totuși și este o hotărâre pe care Consiliul Local trebuie să o ia. Pentru că s-ar putea chiar și din acest proiect, dispus așa cum este prezentat, să ai o ușor importanță pentru comunitatea noastră, faptul că există posibilitatea, poate, crearea unui loc, două de muncă în zonă, sau nu știu, oameni interesați care vor putea să se angajeze la această societate, care va desfășura o activitate pe teritoriul Comunei Livezi, nu ține neapărat de aprobările pe care le dăm luna, ei deja au toate aprobările obținute, stă în obținerea autorizației de funcționare de la Consiliul Județean pentru începerea desfășurării activității, dar pentru obținerea acestei autorizații, Consiliul Local trebuie să emită o hotărâre prin care impune condițiile de acces pe drumul pe care îl va folosi această societate. Noi, la nivelul general al unității administrative, avem aprobat o hotărâre prin care avem stabilit de lucru, dar acum, pentru acest, da, vrea punctual pe drumul pe care îl folosește. Să mai dăm vorunga sau mai adăugăm ceva la proiectul de hotărâre. Da, în primul rând, trebuia să încep poate cu a spune Hristos a înviat, pentru că suntem totuși prima săptămână după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Luna aceasta a fost o lună sub auspicii de sărbători, așa dacă am putea să spun. S-a întâmplat ca în această lună să înregistrăm o treia rutină, așa dacă am putea spune. Primăvară, vară, iarnă și fenomene meteo deosebite care, după părerea mea, m-am și exprimat acolo, pe pagina mea de Facebook. Eu, până la vârsta pe care o am, nu vreau să cred că sunt bătrân, dar totuși am în vârstă. Nu am întâlnit așa ceva, dacă cei mai în vârstă pot... Fost în 96. Da, au mai fost, dar nu de asemenea intensitate și să surprindă natura sub o... Da, codul înfunzit, pomii în floare, mă gândesc că acest fenomen va afecta destul de mult producția, nu știu la ce așa, producția agricolă, dar în special cea de fructe sau viță de vie. Da. În anul eu unii da, o secretară de producție într-o altă sferă, ne sumerge altceva păruși. Da, s-ar putea să fie și asta un fenomen. Chiar ieri, mergând, ascultam la radio, poate chiar de mâna noastră. Da, spunea cineva că, domnule, adică spunea la radio că există posibilitatea să formăm vapori de ploaie, să suportăm. Dar lucrurile astea o schimbare sub control. Da, și... Dar important e că ne-am descurcat, am avut și noi. Am avut mici probleme în ceea ce privește întreruperi de energie electrică la câteva gospodării. Mai devreme sau mai târziu au intervenit echipajele de la E1. Ei au motivat acolo unde au fost întârzieri, că au avut foarte multe probleme în zonă și cred, pentru că de data asta putem să credem că s-a întâmplat, dar am intervenit și noi cu echipaj de la primărie, acolo unde a fost nevoie, dar mai cu motoferăstrăul de dotare cu băieții și am deblocat căile de acces. Am înțeles și am și văzut în unele locuri. Problemele sunt la pădure. La cei care aveți proprietăți de pădure, puteți să vă faceți câte o vizită în proprietate. Cu siguranță aveți surprize de acolo sau rupt arbori. Și domnii silvicultorii cred că pot confirma acest lucru. Am văzut chiar și în pădurea statului, în special în zonele mai joase, de data asta, în cele înalte, s-au produs fenomene de rupturi și de coborături din cauza zăpezii. Alte probleme nu am avut, nu am... Am fost totuși pregătiți cu utilajul din dotare, am intervenit, pentru că am avut câteva zone blocate, deci vorbim aici despre drumul Bădăneasa, Câmp, Boiana, unde am intervenit și
și am revocat calea de acces la timp pentru a nu crea, sau nu știu, cetățenii de acolo să aibă probleme. Undeva pe drumul Moi, drumul despre care astăzi vom vorbi aici. Și în rest, probleme punctuale, așa, pe Valea Rea, pe la oră, așa, un pic nu am fost afectați. Alte lucruri, v-am spus, fiind o lună sub ospiciile sărbătorilor. Da, vreau să spuneți ceva, primar, despre gazele naturale. Gazele naturale, din nou, am avut discuții la, de data asta, la EON, la Târgu Mureș, am avut și o delegație trimisă acolo, am făcut-o în front comun cu societatea care este interesată de, la fel de mult ca și noi, de debranșamentul acesta, pentru că ei au fost și defavorizați, într-un anume fel că aveau branșament, aveau SRN, vorbim aici despre brutăria care a stat să înceapă, activitatea aici, și ei au fost debranșați cu intenția de a se branșa la noua, alimentare de care depinde comuna noastră. Distrigazul, câștigând de acest teritoriu, deci au concesionat înființarea acestui serviciu la noi, conform contractului pe care l-am avut cu Ministerul, i-au defavorizat și ei. Deci i-au debranșat, dar nici nu i-au debranșat. Oamenii au rămas cu investiții de 200.000 de euro, de euro. Ei, ca să vă spun, să vedeți cum funcționează o societate puternică în țara asta, am rămas și eu surprins. Oamenii care au mers la distrigaz, discutând cu directorul mare de acolo, directorul mare a rămas ca un tablou, așa, neștiind despre ce este vorba. Deci, probabil, atât de mulți directori au folos, da. În subordinea lui și atât de bine l-au informat pe el, încât omul, păi stă, domnule, că dacă e problema la noi, o rezolvăm. Nici nu știam măcar că au probleme, că așa, probleme așa mai. Ei, după aceea, vă dați seama, s-au extins aceste lucruri, în 2-3 zile au început să se miște, au început să ia la purificat. Deci vina este la Bacău. Cei de la Bacău, care sunt în subordinea lor, se pare că nu prea. Au ținut acest proiect undeva așa, lasă, că să avem și noi de treabă, noi îi facem muncii, îi fac împătăt. Se pare că au ajuns deja aceste discuții și la Ministerul la București. Săptămâna viitoare vom avea o întâlnire la Ministerul Energiei la București. Stăm în obținerea acelei autorizații de la ANRE, care să reglementeze prețul de furnizare a gazului pentru comuna Livinț, pentru acest proiect. În cazul nostru, așa cum vă mai spun o dată, mi s-a confirmat încă o dată, sunt 600 de proiecte la nivel de țară, care stau pe ancoră așa și care cum te duce la mai spate. Nu mi-am închipuit că o societate așa mare, ca e ONU, gaz, instituția, acum s-a schimbat și denumirea, Del Gaz, nu știu, în fine, cum. Dar certitudine avem că în următoarea perioadă se va întâmpla ceva pozitiv, adică vor fi executate. Se va primi, se va da un moment de executare a branșamentelor la populație. Și sper eu, în vara asta, să avem un să primim gaz. Asta este răspunsul. Deocamdată nu l-am oficial înscris, sper săptămâna asta să am și un răspuns oficial înscris și vă voi informa cu siguranță după vizita pe care o voi face săptămâna viitoare la Minister. Am discutat ieri cu un domn senator, care să ne facă cumva intrare, a discutat cu un secretar de stat, săptămâna viitoare suntem așteptați la București și trebuie să forțăm lucrurile. Se mergea până la ideea că s-au dus domnii de aici, că au venit la primărie, cineva ne-a spus că toată treaba este în punct de primărie, că primarul nu vrea să facă. Domnul viceprimar a fost la acolo și a participat la această discuție. Noi am pus la dispoziție toate adresele care am și comunicările care am avut atât cu distrigazul, atât și cu Ministerul. Și oamenii până la urmă au înțeles unde este problema. Sper să se rezolve pozitiv. Știu că este o dorință și o dorință foarte mare a noastră. Numai să nu se expire prelungirea autorizației. Autorizația? După ce i-am sprijinit și i-am ajutat să obțină prelungirea acestei autorizații, au calmat. Au uitat din nou. Au uitat din nou. Deci s-au văzut că autorizația cât de 2 ani de zile, până la ce mai ales de ani. N-au interes. De data aceasta, nu, ei n-au interes probabil. Da, da. Noi rămânem în înapoiere, domn primar. Sigur că da. Noi rămânem în înapoiere. Și cheltuieli de ei s-au făcut aici până acum. Dom'le, dar au cheltuit banii lor, deci ei au cheltuit ei just... Da, până au cheltuit banii lor, au cheltuit și ei ca noștri. Ai cheltuit ca noștri, s-au băgat o țeavă în pământ pe care s-au scos, adică s-au dus niște bani, apasă, noi de putem să spunem așa, bani care...
dacă puteți să rezerviați contractul, nu sunt de cuvânt. Nu avem cum să rezerviem contractul, deci toată lucrarea este deja la minister. Ministerul ar trebui să-i sancționeze pe ei, dar ei, probabil, da. Acum când au ajuns la minister, le e teamă de minister, pentru că ei vor încerca să mai ia contracte și în alte localități, nu mai la noi. Deci noi le-am spus, domnule, renunțați la asta, că sunt atâtea societăți și am discutat chiar că sunt societăți care ar putea să vândă gaz. Deci e ca și cu energie electrică acum. Da, furnizor. Dar ei nu vor, pentru că au monopolizat zona. Deci și le-au dat un doar ei. Doar ei. Nu poate la cineva să vină să vândă gaz. I-am le-am spus, domnule, noi avem instalația cu lăsați-o așa, dați-o la altul, să vină să vândă gaz. Da, furnizor. Domnule, e de rău la ei. Da. Am o problemă, dar să poate, domnule primar, acum. Cu câtva timp în urmă, dacă mai vă aduceți aminte, eu mi-aduc aminte, făcusem niște cereri cu niște cetățeni în satul Bălăneasă. Așa. Cu extinderea rețelei de apă, trecerea rețelei peste pârâu, ca și locuitorii de pe raza respectiv, 20-30 de familii câte sunt acolo, să beneficieze și ei de apă potabilă sau apa care o avem în comun. Și al doilea rând, cererea care făcusem pentru o trecere pietonală, cred, un pod. Cu niște stâlpi dintre aia, dacă mai țineți dumneavoastră în minte. De experiența cu stâlpi nu mai pot aplica. Așa. Pentru că el, ați înțeles, am înțeles. Podul din fundul satului, știi. Cu toate că am avut discuție atunci la momentul respectiv, nu este pentru utilaje grele, pentru tractor, pentru că am văzut așa o chestie, o trecere pietonală, care nu a afectat, atunci, cineva spunea că s-au cheltuit bani, sute de milioane, miliarde, de bine. Acei bani nu au fost folosiți acolo. Podul a fost făcut din inițiativă proprie cu materiale recuperate de la Căminul Cultural și din stâlpi recuperați de la da. El. Din păcate, ieri a trecut cineva dator, vă pot confirma, dar cred că știți mai bine. Da, da. Așa? A trecut și l-a rupt în două. Deci acum trebuie să refacem. Podul am discutat cu șeful de ocol, să vedem dacă există posibilitatea să ne servească, să ne pun la dispoziție. Contra cost, bineînțeles, să luăm niște materiale de nostru, de pe undeva. Profitând, am zis și după lucrurile astea, poate găsim mai pe aproape, pe aici, undeva, să ne dea, să putem să aducem cumva cu un tractor, cu târâșul, că trebuie și lungi, și să facem și probabil o să includem și podul. Au venit voi, chiar n-au da, am discutat, dar chiar și începetul. Erau niște persoane acolo care se certau între ele, unii au făcut o punte, nu vrea să iese și pe ceilalți să treacă. Eu le-am spus, până la urmă, e domeniul public, dacă ne-am asumat ceva domeniul public, trebuie să o folosească la urmă. Iar cu apa, trebuie să... Am tot promis acolo că rezolvăm... Asta trebuie într-o... Știți, eu am o vorbă. Când îi vine timpul, nu ești acolo. Da. Deci, eu sper să îi vină timpul în luna asta și să facem traversarea. Traversarea. Și de acolo fiecare... Să știți că nu toți au dorința de a-și băga apa. Ei la început au mai crezut așa, sau în campaniile electorale, s-au mai spus că apa e degeaba pe rădăcină. Apa e cu niște bani, cu niște costuri. Și... Dar o să rezolvăm. Cunoaștem, știm, când familia Călin, familia Busuioc, familia Negoiță, sunt mai mulți care sunt da, de mai nu au venit și există o solicitare. Au nevoie. Am înțeles. Și este pomul ăla, dacă mai țin dumneavoastră minte, acum în prag din sărbători, v-am ca un datat, pentru că era gata să cadă pe fiecare de... Dacă trebuie să-l tăia sau să-i faci, știu. Unde? Tot acolo, tot e chiar de rază. Și ăla chiar este bun de un picior de... sau cum sunt eu, trăbuiți așa. Dacă facem ceva cu stâlpi pe ăștia, am experiența că nu sunt. Deci ei sunt așa. Domnul primar. Dar neavând inserții metale. Domnul primar, dar noi nu mai facem de 3 metri la altă ca să urce ăla cu mașina, să treacă mașina, trăbuiți. Nu, o facem 2 metri ca să nu... doar pietonal, să treacă cu picior. Deci, un program de reabilitare. Mi-am propus să facem cele două poduri de la Deac, să luăm în calcul și aici o traversare la vale. Sper eu să-și reușim cu postul anului respectiv. Pentru că trec și eu zi de zi pe acolo, că calc ce? Facem vreo fărbun, dacă e nevoie... Da, cum sunt zic? Da, am venit. Da? Cum sunt, am fost tot timpul. Ok, bun. Și vă mai informez, domn primar, că una din cele 5 bărți din fața Ploștii are 5 metri lungime. Au fost două Ploștii, au plecat din cauza pomului. Vine cu apă. Da, totalul 25 de bărți în centru civic. Da. Apoi mai puteți de cei de la 460 de ajutorul social că stau acolo la luat bani, deci vreți să veniți și cu o lopată să ne acoperim. Ne aducem în balastru, numai să ne înfundăm. N-am vreo caretate. Ei, vreți că dacă sunteți consilier local, mai puneți, ați mai zis. Mai să nu mai deliberativ, nu executiv.
Domnul Părinte, nu avem nicio... Nu cunoaște în funcție. Ești primarul, chiar nu știu dacă are exact să ducă, să-mi fundi. E bine că vă aducem la cunoștință. Iar cele 139 de care au primat la primărie sunt făcute de vechiul primar în momentul 70 și UNESCO. O rămas ceva amintiri de la el. Oare nu s-ar merita să facem două alei pe o parte și pe altă să avem o amintiri și noi în timp? Da, așa e. Eu cred că rămâne. Lumea o să mă țină minte și cu bune și cu rele, să știți. Nu, eu cred că cu bune trebuie. Rău nu trebuie să mă minte. Dar nu trebuie să mă minte. Sunt multe lucruri de făcut, într-adevăr, dar trebuie să le luăm funcție de drept. Când asta, că mori și urmă în centru comune, domnule? Cel mai bine să le facem pe astea minori și pe astea minori și unde evidență. Dar nu mergea. Dar s-a izbit în podeț, cum a fost asta. Vă dat coroata așa și deliberarea și... Dar nu mergea. Dumnezeu să vede, dar nu mergea pe aia. Dar nici pe o comună nu există bărți cu apă. Și să respecte condițiile pe care le-am impus noi aici. Deci, la articolul 1, Consiliul Local stabilește condițiile de acces și la articolul 2 se va acorda accesul respectându-se următoarele condiții. 1. Beneficiarul autorizației și executantul lucrării răspund direct de respectarea normelor de protecție a mediului. 2. Răspunde de menținerea permanentă în stare tehnică bună a drumului, respectiv degradarea drumului, instalațiilor și construcțiilor de orice fel situate pe zona drumului de acces, răspund direct beneficiarul autorizației și executantul lucrării,
3. În timpul executării lucrărilor se interzice depozitarea pe ampriza și zona de siguranță a drumului oricărui materiale, utilaje, agregate, minerale, unelte, etc. 4. În timpul circulației pe sectorul de drum nu vor fi afectate zidurile de sprijin și accesorile drumului local. 5. Beneficiarul autorizației și executantul lucrării răspund direct de orice accident de muncă sau de circulație produs în timpul și din cauza execuției lucrărilor. Și 6. Care este foarte importantă, la terminarea executării lucrărilor, titularul investiției este obligată să aducă sectorul de drum la starea inițială. Articolul 3. Hotărârea adoptată la unde se va comunica instituției prefectului, Consiliul Județean, primarului și se aduce la conștiința publică prin afișarea la sediul Consiliului Local. Da. Comisia. Da. Comisia numărul 1 avizează favorabil. Da. Bună ziua, consultat, dar așa, mă blochează în post să ies în curte. MMT-ul ăla. E tare, eu de stă de o oră acolo. Da, imediat, după ce... Da, mersi. Deci, comisia avizează favorabil, dar îmi exprim totuși nemulțumirea. Este așa de încălzit momentul, încât e greu de tradus. Dar vine de la adresa de acolo, de la aia care au lucrat la lucrare, au făcut-o, că nu prea știu ce vor. Nu, așa e titlul proiectului. Și nici n-au avut, da, și nici n-au avut, cum să vă spun, onoarea să ne-o primeat, o să trebuie să o pe mână, o să trebuie să o cu mână, adresa. Primăriei, să trebuie cu mâna la alt consiliu, la alt primărie, nu prea. Cine este de acertul, vreau? Da. Vreau să zic o problemă, mă zic la mână. Domnul Mar, vă dați sau... Ești pentru, dar... Da, facem discuții, nu? Cum ai zis? Da, da, am un... Sunt pentru, da, nu mi-a dat un loc. Aș fi trebuit, da. Domnul, aș fi ridic, da. Da, hai să... Da. Ce vrea să... Domnul Mar, de ce ce? Vă întâmplă balonul stiere pe la omul ăla. Cum am venit ce să vă duce la asta? Fix, vă dați asta. Dar am o mențiune. Aici, la s-a acordat, respectiv următoarele condiții. Cred că era bun punct de să spunem că să balastezi, că drumul, drumul e cu balast. N-a fost amplificat. Doamne, domnul Vici. Da, da, sigur. Drumul e balast. Drumul este balast. Da, mă gândesc că dacă mai prea balast, nu-i balast. Drumul este balast. Deci, lasă de la mine și să stăm pe ei. O sigur că da. Deci drumul este balastat, drumul inițial sau nu balastat. Da, da. Ei ce fac cu balastul de la noi, domn primar? Dar nu i-a fost balastat. Balastul este apele României, este a României, țară, apele României. E vorba de decolmatoare, la mai stâng, de balast. Lucrează în Albia Majoră a Râmului Tasnău. Da, balastul nu se crește. Și iau piatră de la noi? Iau balastul de pe Râmul Tasnău. Ce fac cu el? Îl vând? Dar nu putem să-l gândim noi pe ea noastră. Dar noi dacă am adus din Asirie, te-ai întrebat pe noi, o toate drumuri care ne-am modernizat. Am avut aprobări și noi? Nu, a avut balastiera care a executat. Eu mă gândesc că e elea de la noi, îl prelucrați și l-a dus până la noi. Lași în capul lemnul. O ducem în Germania, în Austria și l-a dus înapoi. E sigur că așa se întâmplă. Deci noi suntem, folosește drumul nostru, noi nu suntem noi titularii albii. Are avizul de la Bredețul, de la apele române. Deci apele române vin de orice, vin de balast, vin de nisip, vin de apa la noi. Dar eu mai fac o întrebare personală, domn primar, nu țin de consiliu. Da. Ce acte au mediul pe terenul respectiv? Este statului român. Este statului român. A, pentru naționalizare făcută pe vremea comunismului, eu nu o iau în considerație. Au acum antabulări, au făcut de măsurători, sunt înaintea noastră. Vă spun, când vedeți că se învârte elicopterul ăla pe sus, să știți că se învârte ori pentru apele române, ori pentru Asia, ori pentru... Pentru că eu dovedesc cu acte că începând din dosul școlii și până în câmpul Prăjoaia, tot terenul este al meu, pe care trece apa. El nu are titlu, eu am titlu. Ei au o naționalizare făcută de comuniști, care nu mai are nicio valoare acum în noua era. Da. Este ceva care nu ține din dumneavoastră, v-am spus personal. Cine este pentru proiectul ăsta? Este așa? Da. Și cu 11-11. Da, vă mulțumim și declarăm. Așa a fost. Așa a căzut curaj.